Bine ai venit la un nou vlog marca Bilet de Vacanță! Noi suntem Dani și Diana și timp de 4 luni am străbătut Bali în lung și în lat și am descoperit toate locurile secrete. Însă nu ne așteptam ca după o călătorie în Gili Air, o mare dezamăgire pentru noi, să găsim un loc extraordinar. Un loc care pentru noi este raiul pe pământ și anume Sidemen. Sidemen este o oază de liniște și tradiție. Acesta este așa cum era Ubud în urmă cu 30-40 de ani. Se spune despre Sidemen că singurul regret pe care îl vei avea venind aici este că nu ai stat suficient. Și am ajuns la noul nostru loc de cazare. Ne-am întors din nou în Bali pentru că nu am fost foarte încântați de Gili Islands, nu ni se potrivea nouă, după cum bine deja știți. Și am ajuns la o cazare, Diana încă se tot miră de cazarea pe care o avem pentru că îi place foarte mult, de a spune Diana. Da, este chiar deosebită. Și uite, Dani, primul loc din toate pe care le-am ales noi, care are aparat de țânțari. Este primul da, loc. E deci nici măcar tare. La hotelul de 5 stele nu au pus un amărât de aparat de țânțari, care e foarte important aici. Ce spui, ne prezinți puțin cazarea aceasta? Ia să Hai să vă prezint puțin cazarea. Hai de afară puțin. Să vin puțin afară. Cazarea este direct în orezărie, avem și o zonă de sitting area, așa foarte frumoasă, care e chiar pe marginea orezăriei, însă aceasta este, cum să-i zic, căsuța noastră, e foarte faină. E un fel de căsuță, așa, e un fel de viluță. Viluță bungalow. Acesta este interiorul, avem pat cu baldachin, avem o baie semideschisă, să-i spunem așa, care e foarte drăguță și are pietre înăuntru, după cum puteți vedea. Și de asemenea, ce ne-a plăcut extrem de mult la cazarea asta, este că au și o zonă în cameră pentru depozitare și pentru a-ți face cafeaua, care este separată de camera în sine. Da, aici este zona despre care vă spunea Diana. Aici este, da. Asta e un lucru chiar interesant. Chiar ajută mai ales dacă ai bagaje, cum are toată lumea până la urmă. Toată lumea are bagaje și de cele mai multe ori trebuie să le lași undeva pe jos, marginea camerei, lucru care este foarte urât. Așa că e foarte fain să ai un loc în care să-ți depozitezi bagajele, să-ți faci cafeluța de dimineață, ca să nu fie dezordine în cameră. Lucru pe care eu chiar, la care eu chiar țin. Avem aici un șezlong pentru zilele în care este soare și partea cea mai faină la cazarea asta, uite, chiar o să ies așa în picioarele goale, este că avem vedere la ocean direct și la muntele Agung, care este cel mai înalt munte din Bali. Și ne-a spus tipa de la cazare că aici se văd cele mai faine apusuri atunci când este. Așa că nici nu știu, cred că o să ne mai rezervăm ceva nopți de cazare aici, pentru că e foarte frumos, adică eu chiar sunt impresionată. Uitați, mergeți în picioarele goale, pur și simplu pe marginea orezăriei și după aia dai de verdele ăsta incredibil, muntele lângă tine, oceanul lângă tine și o ceață așa de romantică. Da, așa cade ca zilele tomnatice la noi. Și uite ceva fructe interesante. Wow, haide să vi le arătăm. Diana, deja a descoperit mâncarea. Hai să vedem. Astea erau fructele. Nu v-am spus eu că sunt interesante. Sunt foarte mari, nu știu dacă vă dați seama din filmare. E destul de greu. Ia să vedem, uite așa. Foarte mari. Sunt, seamănă cumva cu pomelo, dar nu cred că sunt pomelo, pentru că nu au textura. Coaja nu are textura respectivă. Și haideți să vă arăt și cealaltă parte a cazării. Și anume acest sitting area. Care este super. E foarte frumoasă și zona de relaxare, da. Da, e foarte. Relaxare, muncă, fiecare. Muncă, da. Ideea este că e foarte fain să avem un loc în care să muncim, pentru că de obicei stăm destul de mult pe zi, cred că stăm vreo 7 ore în care muncim și atunci e fain să ai un loc de genul ăsta. Doamne, tu chiar muncești 7 ore, Diana? Da, Daniel. Încep să-mi fac griji pentru tine. Și să nu uităm să vă spunem că există și o piscină foarte drăguță în acest loc, care este de fapt un infinity pool către orezărie. Foarte, foarte drăguț. Chiar suntem impresionați de acest loc, e minunat. Au urmat două zile de relaxare. Au avut un mic dejun minunat și am stat chiar în câmpurile de orez. Sidemen este un sat,
Așadar, nu sunt prea multe de făcut aici, însă merită să vii să te relaxezi, să mergi prin câmpurile de orez și să vezi viața de zi cu zi a oamenilor balinezi. Diana stă și așteaptă aici la rând pentru că a găsit-o un domn cu motocicleta care vinde mâncare pe drum și foarte mulți copii s-au adunat aici ca și cum ar veni la înghețată. Da, numai că ceva, nu știu, spring rolls. Spring rolls, bye! Și le-am dat la copii și acadele, că mai aveam acadele rămase de la Crăciun. Și o să vedem, o să gustăm mâncare așa direct din scuterul acestui domn. Merită experiențele. E foarte, foarte frumoasă zona aceasta, autentică, cu mulți localnici și atmosfera e minunată. One cone, satu tofu, satu tempeh and satu spring roll. Diana deja știe bahasa și spune la domnul ce vrea să-i pregătească. Ia uitați ce frumos pregătește el aici, e foarte curat, așa, nu pune mâna pe mâncare, totul e foarte ok. La con se pregătește aici mâncarea direct de pe motocicletă. Selichit, yes. Și uite că am primit și un pic de sos, n-am cerut noi foarte mult. Locul în care ne luăm astăzi masa este aici pe o margine de apă, de nu știu exact ce e, e foarte interesant. Și avem așa aceste două. Avem tofu, tempe, spring roll și un pic de chili și un pic de sos, dar nu știu ce e sosul, dar toată lumea aș lua, așa că am cerut exact arestul. Diana deja a început să mănânce. Așa se fac lucrurile aici, trebuie să te descurci, trebuie să fii inventiv, dacă vrei să trăiești spiritul local. Mm-hmm. Să știți că și ei se bucură așa de mult când te văd că nu ai figuri, apucăturile de turist, să spun așa, da, care... Da, le place foarte mult și sunt uimiți, pentru că nu știu câți turiști fac asta, dar se uită așa lung la tine, că ți-o luat mâncare din asta, de pe drum, dar e foarte fain să-ți iei. Apreciază foarte mult dacă ai cuvinte din limba lor și le folosești, sau dacă vrei să înveți cuvinte din limba lor. Ajungi în cele din urmă ca să fii acceptat, să spun așa, însă trebuie să ai un comportament foarte deschis. Lucru pe care nu ai cum să-l reușești dacă vii și stai o perioadă scurtă. Dacă stai mai mult trebuie timp... Da, să stai mult ca să înveți. Dani, da. O să fie picant. Ok. Prea târziu. Să nu plângi. Pe noroc avem și puțină apă la noi. Haideți să vă arătăm și nebunia aceasta pe care o avem aici. Sper că o vedeți și voi. Acesta este pepes, e o combinație de carne de porc și legume din ce văd eu aici. Ne arată foarte bine. Bine ați venit în noua noastră cazare. De data asta avem două paturi și avem un view foarte drăguț. Ne place tare mult, cazarea este curată, ai tot ce ai nevoie și mai ales view-ul și avem și un infinit. Cam asta este view-ul nostru. Suntem așa cumva la baza munților și avem toată valea pentru noi și avem un infinity pool care dă direct în câmpurile de orez. Este și o construcție aici care se construiește, dar nu e. Haideți să vă arăt și interiorul. Avem din nou plasă de țânțar, ceea ce e foarte bine. Avem două paturi, v-am mai spus deja, și avem o baie cu cadă. Uite, are și duș, are și cadă. Este tot ce ne trebuie. O să stăm aici două nopți și apoi schimbăm din nou cazarea. Cred că o să vă facem o prezentare a cazărilor din Sidemen. Nu știu cât am plătit aici, dar probabil o să vă spună Dani. Acesta este locul unde ne-am luat micul dejun în ultimele două zile. Și de data asta avem un super view la muntele Agung, care până acum nu s-a arătat pentru că a fost înorat. Ce e foarte amuzant la cazarea asta este că ne-am luat amândoi ieri mic dejun cu mare Dani astăzi. Ia spune-ne, Dani. Ce e foarte diferit e faptul că omleta sau orice comanzi este dintr-un singur ou, dar în schimb pâine primești multă, lucru care nu s-a întâmplat până acum la nicio cazare. Deci mă mir că fac economie la ou, să spunem așa, pentru că e cel mai ieftin oul, da? Și nu-ți dau nici legume, nu-ți dau nimic, îți dau ou cu clătită și cu pâine.
Iar eu astăzi am ales altceva. Am ales mi goreng, care dar nu arată foarte bine, dar cu siguranță va fi ok. Oamenii sunt foarte drăguți așa și na, locul nu e cine știe ce și are destul de mari lipsuri, deși are 4 stele. Am avut o priveliște impresionantă și așa, parcă ne uitam la un televizor tot timpul, dacă ne uitam pe balcon afară. A fost un pic gălăgie, camerele nu sunt bine separate între ele, de fapt aproape că nu sunt deloc separate între ele. Însă a fost o experiență interesantă și mi-a plăcut locul în care am stat, să spun așa. Nu-i the best, dar a fost ok. Urmează să schimbăm această cazare, însă înainte de a ne duce la următoarea cazare, vom merge să vedem o cascadă. Mai exact. Perul Telaga Oaja, nu știu cum se pronunță, dar e o cascadă care pare faină. Ia să vedem dacă am și o voce. Da. Am? Ai. Am și o voce. Dacă nu, Diana este vocea mea. Ei plăcut această zonă, noi nu am crezut că o să o vedem, nu am știut nimic despre ea, a fost o întâmplare să ajungem aici, vrem să vă spunem mai multe despre ea pentru că nu vrem să o ratați dacă veniți în Bali. Da, e o zonă care nu merită ratată, clar, e zona preferată a lui Dani deja. Păi, cazările sunt super mișto, sunt accesibile, oamenii sunt foarte calzi, mâncarea este foarte bună, într-adevăr poți să mănânci. Mâncarea este bună, da, e singurul loc în care am nimerit mâncare bună din Bali până acum. Plus de peisaje, să nici nu mai vorbim, tocmai a trecut și un zburător. Peisajele sunt incredibile, foarte multă natură, munți, vulcanul e aici aproape. Zona asta are tot ce-i trebuie. Nouă ni se pare că este super reprezentativă pentru Bali și vă recomandăm să ajungeți, deoarece nu este la o distanță prea mare de Ubud sau de alte locuri în care probabil urmează să stați. Astea fiind spuse, hai să plecăm. La acest hotel este și o zonă de spa. Aici este practic în casa asta tradițională balineză. Însă noi nu am încercat-o, dar cam toate hotelurile au aici zonă de spa. Ne-am lăsat lucrurile la recepția hotelului și acum plecăm către cascadă. O să avem în jur de 3 km, cred că. Da, mergem. E foarte faină vremea astăzi. Da, astăzi e o vreme deosebită. Am lăsat-o pe Diana să meargă în față. Nu de alta, dar ieri era să-i cadă un jackfruit în cap. Și uite, dacă te duci pe aici, oricând poate să-ți cadă un cocos în cap. Și ne-am dat seama că poți să ai parte de o moarte așa... periculoasă și stupidă. Da. Da, e chiar super periculos. Eu am oprit jackfruit-ul cu piciorul după ce a căzut și am început să curgă sânge din piciorul meu din cauza faptului că era foarte ascuțit. Și de asta am lăsat-o pe ea în față, că ea atrage necazurile, se pare, și atunci am zis că... să te lovească pe tine, nu? Eu le atrag și tu vii imediat și... Nu, de fapt, eu mă gândeam că măcar unul să plece de aici în siguranță. Ah, ok. Ok, hai. Poți să-l întrebi dacă... Uite, exact ce vă spuneam de atmosferă. Aici oamenii cântă, se distrează. Omul chiar cântă la un instrument, să știți, aici. Eu cred sincer că... Very good! Hai să ne apropiem de oameni, să vedeți ce fain e, să mergem să dansăm cu ei. Very good vibe here, very good vibe. Deci cam așa se întâmplă lucrurile aici, de asta ne place Sidemenu. Best people in Sidemen. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Ce ați văzut mai devreme? Erau niște oameni care cred că consumau alcool. Eu așa cred, de dimineață. Aveau așa o găleată mare, să-i spun așa, și aveau un pahar. Nu știu dacă era cu alcool. Era o băutură spiritoasă mai mult ca sigur ceva. De fapt, e alcool, da. Băutură spiritoasă. Consumau alcool. Da, pentru că spunea ceva de wine. Tot spuneau acolo și erau foarte veseli, dar erau super simpatici. Prima dată când vedem oameni consumând alcool în Bali, da, da, dar cântau, se distrau, a zis, era super simpatici, da. Super și încă ne-au spus, ne-au asigurat că puteți să veniți, că nu e niciun pericol. Da, oricum nu simțeam niciun fel de pericol. Dar ei nu prea văd turiști aici, așa că e de înțeles. Ia uite ce oameni gospodari aici, au de toate, au culturi, cu ceapă, cu cartof, cred că cartof dulce se cultivă aici. Cassava și cartof dulce și ce mai aveau? Lemongrass peste tot.
Și acum ajungem imediat la râul Telaga Oagea, unde se poate face și rafting, apropo. Nu știu dacă o să reușim și noi să facem, dar vedem. Dar se poate. Și am ajuns aici, este un peiaj încât podul palmei, atât e de mare, e foarte mare, nu știu dacă reușiți să-l vedeți, dar ai, e așa scary. Și are și peiajele mai mici lângă el, vezi? Are, probabil sunt puișorii. Aici iarba se plimbă cu scuterul. Da, deci cam ăsta este modul de transport al tuturor lucrurilor, ori pe cap, ori pe scuter, sau pe cap și ulterior pe scuter. Și uitați cum e aici, cât de interesant este, are și o macetă aici în spate și are iarba direct pe scuter. Am ajuns și la râul Telaga Oaja. Se pare că aici fac oamenii baie și sunt dezbrăcați până la piele. Nu au haine pe ei. Un nou păianjen. Dar să știți că ăsta este primul loc în Bali unde vedem păianjen așa pe marginea drumului și atât de mari. Aici, în depărtare, puteți vedea Muntele Agung. Muntele Agung este chiar cel mai înalt vârf și munte din Bali și este spectaculos și să te cațeri pe el dacă ai curajul ăsta. Am abătut noi puțin de la drum. Și am ajuns nicăieri. Cred că trebuie să ne întoarcem. Totuși mai încerc să găsesc o cale. Suntem foarte aproape de case, dar ne trebuie o cale până acolo. Trebuie să ne întoarcem pentru că nu este drum. Oricum ar fi, Dani are sandale, așa că mai bine să ne întoarcem, că e un pic cam mult desiș și nu știi niciodată ce e pe acolo. Da, e chiar în mijlocul junglei. Hello. Hello. Selamatian. Selamatian. Fiți atenți cum își usucă hainele oamenii ăștia. Practic le pun așa pe iarbă, tot așternuturi, haine și le usucă așa. Oricum aici e umiditatea extrem de crescută și foarte greu se usucă. Am urcat destul de mult, câteva sute de metri cred că, dar se poate vedea un peisaj extraordinar asupra Sidemenului de aici. Am ajuns și într-un loc unde sunt foarte mari. Foarte mari? Ha. Sunt maimuțe. Acum sper să nu fie obișnuite cu oamenii ca să ne atace, dar nu cred. Ce zici? Dăm cu geanta în cap. Rural, cu adevărat, în Bali, în momentul în care toată lumea e fascinată de tine, pentru că, evident, nu prea văd străini sau dacă îi văd sunt pe scooter sau mașini. Deci am ajuns într-o zonă foarte rurală, dar e foarte faină. Deci ăsta e așa spiritul ăla autentic în momentul în care ajungem în zonele astea. V-am arătat că se pune orez la uscat. E bine, aici sunt cuișoare la uscat și aia e... Prima ce ați văzut era partea neuscată și acum le vedeți pe cele care sunt complet uscate. Nici nu știam că cuișoarele cresc aici. Și aici avem la uscat peanuts. După cum vedeți, de fapt nu aveți cum să vă dați seama, dar sunt mult mai mici decât cele pe care le găsim noi în magazin. Și acolo aveți haine la uscat și orez și oameni. Ne întrebam atât de mult cum reușesc oamenii aceștia să facă acele acoperișuri de temple și acum o să vedeți că domnul acesta chiar lucrează la el și uitați numai cât de perfect face el lucrurile. Cam așa face domnul lucrurile și le face la o precizie milimetrică, milimetrică. Google not. Ia zi, Dani, cât mai avem până la cascada? Mai avem câteva sute de metri. Chiar nu mai e departe până la cascadă.
E foarte interesant că este un domn care s-a pus acum în paralel cu noi și nu mai pleacă, probabil că vrea niște bănuți, dar noi o să-i dăm, bineînțeles. Și vrea ca să ne arate drumul, noi am spus că deja îl știm. Ca idee, trebuie să fiți pe poziții, să nu vă lăsați în momentul în care vedeți că se întâmplă lucruri de genul, fiți siguri pe voi, fiți pe poziții și atunci, în principiu, totul ar trebui să iasă bine. O să vă spunem exact dacă ne-a cerut sau nu ne-a cerut, dacă a ieșit sau n-a ieșit lucrurile. Hai să mergem. Acesta este domnul care ne urmărește. Destul de ciudată chestia asta, dar cred că o fac destul de des, mă gândesc. Da, probabil că o fac, dacă văd că, da, nu trebuie să-ți faci griji. Și nu trebuie să te superi. Nu trebuie și nu trebuie să te enervezi. Da, asta e important, să nu te enervezi, pentru că în cultura lor, dacă tu începi să te enervezi, ei o interpretează diferit și adică... Da, e ca cea mai mare lipsă de respect. Lipsă de respect. Și atunci lucrurile ar putea să iasă nasol. Da, dacă vrei ca să rezolvi problema, o rezolvi cu zâmbetul pe buze, faci pe așa pe prost, o glumă, o treabă și atunci oarecum trebuie să dizolvi situația, în niciun caz să nu sar la gâtul lui sau să spui că, a, uite că nu știu ce, că o să fac o chestie sau o să fac cealaltă chestie. Hai să vedem, uite, exact cum o să se întâmple lucrurile. E foarte interesant acest experiment și pentru noi. Am mai trecut prin lucruri asemănătoare, să spun așa, și le-am gestionat ok. Aici puteți vedea cultură de chili peste tot, sunt mai multe rânduri, sunt foarte mulți. Ei sunt mari consumatori de chili pentru că consideră că asta dă gustul mâncării, picantul, nu? Chiar așa și este. Aici. Consider că asta dă gustul mâncării? Da, pentru că de când am venit și noi aici, de exemplu, eu nu consumam picant absolut deloc și de când am venit aici... Practic, da, ei nu pun sare mai deloc, dar da, pun picant. Mâncarea, de multe ori mâncarea nu are gust, nu și în această zonă, pentru că aici chiar are gust mâncarea. Se folosește ceapa, se folosește usturoiul și asta dă gust mâncării, dar în cele mai multe locuri o să ai nevoie de picant ca să aibă așa o aromă mâncarea. Am dat aici și de un bananier. Aici puteți vedea și o doamnă cu secura în mână. Deci fiți atenți, s-a oprit omul, că i-a spus unul, a ieșit un om din câmpurile astea și a spus că nu mai are voie să meargă. Și acum s-a oprit. Crezi că asta a fost? Da, nu știu, că a zis că n-ai voie să, că nu, a spus că nu poate să intre la vilă. Păi da, pentru că e proprietate privată, practic. Bun, dar oricum trebuie să existe un drum către Waterford. Da, dar probabil că acela este drumul. Unde? Pe unde a arătat el, de unde a venit omul celălalt. Serios? Da, mai arăt. Diana se uită să vadă dacă există drum pe aici. E clar că nu se poate trece. El ne așteaptă acolo. Ce da. Tare. Pentru că aici este o vilă privată, practic, și este un gard și nu e normal să intri. Și se pare că domnul chiar ne-a spus adevărul, însă el vrea să ne conducă pentru că vrea să-și ia un comision de însoțitor. Da. Haide, Diana, să mergem. Haideți să-l vedeți și pe omul nostru cum ne așteaptă el aici. Da, poate putem să luăm prin partea cealaltă, poate putem să luăm pe aici. Uite, că aici este intrare. Hai să încercăm pe aici. Pe unde? Pe aici, așa. Dar e proprietatea omului. De fapt, haide, stai ca să întrebăm. E cineva acolo? Da, uite, e o doamnă. Hai ca să întrebăm. Hello! Hello! We want to go to the waterfall? No. Do you know the way? From other part. Ok. Ei, cum a fost la cascadă, Diana? Până la urmă ne-am oprit, nu ne-am mai dus nicăieri, pentru că de fapt era altul traseul și ar fi trebuit să luăm un scooter ca să ajungem până în locul de pornire. Însă pe drumul înapoi ne-am întors la orungul nostru favorit. Deja mâncăm de 3 zile aici. Se numește Orung Adi and Spa și vă recomandăm cu tot dragul să veniți aici, pentru că e foarte fain și oamenii ăștia sunt deosebiți. Și ne-am comandat grilled chicken, care este atât de bun. Bine, oricum, tot ce au ei este foarte bun, dar abia așteptăm să mâncăm. Avem aici și un desert pe care ne-l face de fiecare dată când venim. Deja ne face un desert care este specific zonei, care nu este în meniu, de fapt. Bine ați venit în noua noastră cazare. De data asta am ales să vă arătăm puțin în Sidemen cam cum arată și hotelurile. Am avut un hotel de 4 stele, un hotel care ne-a plăcut extrem de mult, i-am dat 5 stele și de data asta am venit și într-un homestay, pentru că sentimentul dintr-un homestay este inegalabil. Avem aici o terasă foarte frumoasă și înăuntru este extrem, extrem de curat.
Acest homestay în jur de 50-60 de lei, așa e de obicei, și îți oferă foarte multe bani ăștia din punctul nostru de vedere. Avem aici un pat cu așternuturi albe, impecabile, mirosul este foarte plăcut. Și avem și partea de baie, care de asemenea arată foarte bine, probabil nu o să vedeți din cauza luminii extrem de bine, dar vă arată. Da, e foarte curat locul. Avem un duș, avem toaletă și aici o anticameră așa destul de drăguță. Și mai ales terasa îmi place extrem de mult, e curat, miroase bine, așternuturile sunt impecabile, iar doamna de aici este o dulceață, este cea mai drăguță, cred că cea mai drăguță primire pe care am avut-o până acum, așa că de asta merită să vii în homestay-uri, pentru că primești ceva mai mult decât ce primești în hotel, și anume dăruirea oamenilor, de fapt. Haideți să vă arăt și cum este proprietatea, cam așa arată. Exact ceea ce ne place nouă, e liniște, există și un templu al familiei în care deja ne-au spus că putem să mergem și noi, să filmăm, să ne rugăm. Ideea de homestay este că tu locuiești împreună cu ei în aceeași curte, ei au o căsuță lângă tine și tu stai cu ei pur și simplu, așa că de asta este o experiență extrem de autentică. Ia ghiciți la ce cazare ne-am întors noi? Nu știu dacă am apucat să vă filmăm, dar asta este cazarea noastră preferată din Sidemen și o recomandăm maxim, pentru că este incredibil ce găsiți aici și ce oameni superbi mai ales. Haideți să vă arătăm camera în care ne-am cazat de data aceasta. De fapt, e așa o căsuță. Ați văzut și celelalte două cazări în care am stat în Sidemen și asta este cea de-a treia, una la care ne-am întors pentru că ne place extrem de mult. Aceasta este camera noastră, am primit și un mesaj special, welcome home, asta pentru că ne-am reîntors. E o cameră spațioasă, și v-am mai arătat. Am primit și un buchet de flori. Deci este incredibil, oamenii ăștia sunt așa deosebiți, de n-ați văzut niciodată nicăieri. Bună dimineața, mergem la mic dejun. Ieri ne-am bucurat de tot ce am avut aici, am mers la cina și astăzi o să vă arătăm micul dejun la acest hotel, pentru că este așa de bun, cred că e cel mai bun mic dejun pe care l-am luat noi vreodată, dar o să vedeți când ajungem la restaurant. Și atmosfera este una specială. Dimineața, seara. Aici am stat ieri, practic, pe scaunul acesta și am privit înspre câmpurile frumoase de orez. Dimineața te trezești așa, în primul rând, răsăritul, pentru că lăsăm deschis tot timpul și se văd culori incredibile. Și, în al doilea rând, te trezești cu oamenii care își sperie păsările. Deci e așa o chestie interesantă și frumoasă, cum fac anumite zgomote ca să sperie păsările, pentru că imediat o să se culeagă orezul. Și vedeți că au niște ustensile speciale puse acolo. Și fac gălăgie ca să nu... Practic, ei prind unul dintre pețele respective, încep să le miște ca să se miște toată instalația și fac niște zgomote ca să sperie păsările. Da, e foarte interesant să-i privești și cumva nu te deranjează, pentru că așa de fain e totul, încât fiecare moment și fiecare strigă și fiecare lucru îl apreciezi la maxim. Haide să mergem la mine. Iar aici, printre aceste viluțe, este o natură așa foarte bine îngrijită. Fac schimb cu Diana de mâncare, adică comandăm două feluri diferite tot timpul. Cred, nu știu dacă s-a întâmplat vreodată să comandăm la fel. Doar la puiul de la Adi. Ah, da, pentru că acolo așa eram setați după ce am testat cam toate tipurile de mâncăruri. Am făcut din nou schimbul, pentru că așa e frumos. De ce să nu experimentez? Cum a fost mâncarea, Diana? Foarte bună. Și oricum Diana mănâncă tot timpul mai mult decât mine și atunci... Cam cât de mult mănâncă Diana? Nu. Să știți că tot timpul faceți schimb cu partenera voastră când vine vorba de mâncare, deoarece fetele mănâncă tot timpul mai puțin. Și atunci voi aveți ocazia să mâncați mai mult. Nu fiți așa că voi mâncați doar din farfuria voastră. Ăsta e un sfat, ar trebui să-l trecem la sfaturi importante. Dintre activitățile pe care le poți face în Sidemen,
este vizita la Ricefield. Sunt multiple Ricefield-uri aici, dar este aici un trekking de 3 km pe care vrem să-l facem. Noi acum am început trekking-ul, sunt oameni care lucrează. Hello! Sunt foarte aranjate așa și totul e printre bananieri, printre palmieri, oamenii lucrează și o atmosferă foarte reală. Este așa mai de interesant. Am trecut un grup de femei care se îmbăiau, dezbrăcate, bineînțeles, goale. Am trecut pe lângă un grup de bărbați care se îmbăiau, goi, bineînțeles, pe marginea străzii, pe marginea drumului. Dar n-aveau o problemă să ne uităm la ele sau ceva. Foarte interesant mi se pare așa conceptul. E un lucru natural, până la urmă, să te speli. Oamenii o fac în râulețul acesta care irigă și plantațiile. Da. Și totul se întâmplă natural. Nu sunt doar plantații de orez, sunt și plantații de ardei, după cum vedeți aici. De fapt, ei fac o rotație a culturilor, din câte știm noi, și în același loc unde plantează orezul, plantează și chili, plantează și peanuts, plantează și mazăre, e așa o combinație. Mi se bruc amintea. Pip, 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 pip. La așa frumusățuri, e normal să se întâmple asta, Diana. E minunat, deci peisajul acesta e minunat. Chiar o experiență pe care n-am mai văzut-o nicăieri, adică și partea asta cu oamenii care fac baie peste tot. Am mai văzut o singură femeie în Ubud undeva, dar aici sunt grupuri de oameni, efectiv toți se spală dezbrăcați și tu treci pe acolo, e destul de ciudat, dar e o diferență culturală mare. Și aici avem o sunătoare, eu o folosesc pentru, nu știu cum se numește, dar o folosesc pentru a speria păsările, ca să nu le atace culturile. Am înțeles că îi spune killer, ceva de genul, s-ar traduce în engleză. Killing, da. Killing, killer. Așa de diferit. Da. Îți provoacă așa o stare de liniște să te plimbi prin aceste orezării incredibile. Cred că până aici a fost drumul nostru. În mod normal pare că te-ai mai putea duce, însă ia uitați ce peisaj se arată în fața noastră. Aceasta a fost și călătoria noastră de astăzi, din orezăria din Sidemen. Ne întoarcem înapoi la cazare. Chiar a fost o călătorie plăcută, ne tot gândeam dacă să o facem sau să nu o facem astăzi, pentru că nu prea aveam chef, însă ne-a relaxat maxim. Și momentul zilei a fost potrivit, pentru că n-a fost așa cald.